Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Personalitate fermecătoare și sociabilă, dacă te-ai născut pe 24 august, ești dotată cu maniere impecabile, cu tact și diplomație. Pare autosuficientă, dar în același timp simți nevoia de comunicare, deși preferi liniștea și singurătatea, făcând tot posibilul pentru a evita disputele. Educată, Cultivată și sofisticată, ești foarte receptivă și iubești frumosul, tot ce este artistic și armonios, ești practică și serioasă, reacționând de la orice situații negative în modul tău tipic, mai întâi îți faci griji și apoi încerci să remediezi ceva, tu încerci să dezvălui secretele care te interesează, ești atrasă de toate ramurile întunecate, necunoscute sau neexplorate ale cunoașterii umane. Poți face afaceri, poți spăla podelele, poți crește copii, dar principalul lucru pentru tine este renoirea propriului bagaj științific, care poate fi cu siguranță invidiat. Ești complet absorbită de un flux nesfârșit de informații și detalii, permițându-ți să găsești sensul vieții și să ți îmbogățești lumea. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, lizibilitate, curtoazie, forță de muncă, scrupulozitate, exactitate, responsabilitate, minte analitică sobră. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar datorită influenței zodiei leu, ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi din în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, Altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de respingerea incertitudinii, precum și de lipsa reveriei. Te distingi prin maniere excelente și tact. Știi să faci compromisuri, dar nu poți suporta pe cei nepoliticoși. Prefer să ai eviți litigiile și conflictele. Îți este extrem de dificil să provoci un scandal. Tu ceri de la tine și aștepți multă de la ceilalți. În relațiile interpersonale, Principalul lucru pentru tine este înțelegerea reciprocă, armonia. Ai tendința să iubești profund, dar rareori ori îți exprimi sentimentele. Nu te grăbești să te înhami cu legături de căsătorie. Tu poți fi de acord cu reticența asupra obligațiilor pe termen lung. Tu dezvălui ușor cele mai complexe lucruri. Punctele tale fortei de sigur, sunt tot felul de ghicitori, paradoxuri și șarade completă de neînțeles pentru ceilalți. A spune că tu însă ți ești uneori dificil de înțeles înseamnă a nu spune nimic. Te poți dizolva aproape complet în labirintul gândurilor, în complicațiile propriilor tale idei, dar în același timp te simți rară ori pierdută. Nu-ți dai seama cât de complexă este natura ta de a percepe oamenii obișnuiți. Ți se pare că comportamentul, vorbirea, Cerințele tale pentru muncă sunt simple și inteligibile pentru ceilalți, acest lucru creează probleme suplimentare pentru cei asociați în viața de zi cu zi, membrii familiei, prietenii și persoanele dragi sunt aproape incapabili să înțeleagă adevărata motivația acțiunilor tale, emoțiile și sentimentele tale autentice. Ești în căutarea adevărului, te poți dedica nu numai cărților, arhivelor profuite, dar și personajelor umane. Te poți îmbarca fericit în călătorii riscante pentru a explora minunile naturii. În perioada sărbătorilor, nu te vei culca niciodată pe canapea sau te vei întinde pe plajă, uitând de toate. După ce ai luat un bilet, sau chiar dacă mergi pe jos, vei merge să descoperi lumină și uneori să rămâi acolo pentru totdeauna trebuie să depui eforturi considerabile pentru a reduce la minimum interferențele în viața altora. Relația ta cu cei dragi se va îmbunătăți semnificativ dacă le vei permite prietenilor și celor dragi să-și urmeze propriile principii, care, apropo, îi va proteja de sfaturi enervante și de moralizare. Și nu ți vor mai găsi imaginea personală prea excentrică. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești sensibilă, independentă, amabilă, ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 24 august soartata, stelele ți-au oferit abilități unice și trăsături de personalitate, dar, în același timp, responsabilitatea pentru soartata este doar în mâinile tale, iar acest lucru se manifestă mult mai puternic decât la reprezentanții altor semne zodiacale. Soartata depinde în primul rând de ce principii alegi în viață. Alegerea corectă a principiilor și valorilor vieții este cel mai important moment pentru tine. Pentru tine, legea carmei, în care totul se plătește, este perfect valabilă. Pentru tot binele primește daruri de la soartă, pentru greșeli, pedapsă. Ești înzestrată cu o dorință mare pentru secrete și mistere, o dorință imensă de cunoaștere, o dorință de a învăța chiar dacă profesia ta nu are legătura cu știința și cercetarea, te vei strădui să înveți ceva nou, să obții o educație superioară și vei căuta să câștigi mai multe experiențe și abilități în activitatea ta. Prezența unei dorințe de a înțelege noi cunoștințe, o minte plină de viață, îți permite să rezolvi cu ușurință probleme care păreau de nerezolvat pentru alții, precum și să răspunzi la cele mai dificile întrebări. Din acest motiv, mulți te consideră foarte neobișnuită, minunată. Cel mai adesea nu-ți poți da seama de natura ta extraordinară. Mai mult decât atât, te aștepți la același spirit rapid de la alții și atunci când cei din apropiere nu pot rezolva problema la fel de ușor și rapid ca tine, aceste lucruri provoacă iritare și dezamăgire. Ascuțimea ta este inconștientă? Nu este cauzată de aroganță și atunci când ești acuzată de acest lucru, nu poți înțelege de ce, în dorința de a cunoaște răspunsurile la orice întrebare, în timp ce nu există niciun răspuns, poți suferi foarte mult și vei face totul pentru a-l găsi, chiar dacă de dragul acestui lucru trebuie să te jertfești, îți poți dedica viața științei chiar dacă nu-ți aduce un venit mare, poți merge într-o lungă expediție, sacrificându-ți sănătatea și chiar viața. Nu poți fi niciodată găsit asemenea vărsătorului sau taurului, întinsă pe canapea, sugând că la zero din plictiseala de a schimba canalele TV, sau dormind, chiar și în timp ce te relaxezi, prefer să mergi în excursii de zile întregi, să studiezi arhitectura și natura, mai degrabă decât să stai pe plajă precum Titei pe grătar. Dar pentru a crea relații de familie armonioase, trebuie să înveți să cedezi. Dacă nu poți recunoaște că nu numai opinia ta poate fi corectă, nu poți evita problemele din viața de familie. Dragoste și compatibilitate Ești una dintre cele care te îndrăgostești de gândul la dragoste. Natura ta critică-ți de răceală și te înstrăinează de ceilalți. Dar, de fapt, îți dorești intimitatea și prietenia? și prin urmare, este puțin probabil să fii fericită petrecându-ți zilele singură. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă îți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești sociabilă și temperamentală, înzestrată cu abilități diplomatice magnifice, ți-ai dezvoltat abilitățile diplomatice de la o vârstă fragedă, preferi lucruri rafinate, ești autosuficientă dar vulnerabilă, este ușor să fii jignită, mai mult, insultați va fi amintită pentru totdeauna. În majoritatea cazurilor, te gândești mult timp înainte de a face ceva, dar ești caracterizată și prin acțiuni impulsive. Ai nevoie de căldură, grijă, afecțiune, atenție. Te poți ocupa de orice afacere. Nu există nicio ocupație proastă pentru tine. Poți fi un lider, un interpret. Poți trece pe scara carierei de la primul până la ultimul pas. Ca lider, te comporți așa cum trebuie corespunzător statutului ridicat, sănătate și boli. Ai o tendință spre ipohondrie moderată sau pronunțată, care provine dintr-un obicei prost de a studia în mod inutil fiecare detaliu al corpului tău. Deoarece observarea ta însă ți te complet, poți fi supărată sau chiar panicată din cauza celor mai mici modificări pe care le observi. Uneori, Aceeași cantitate de anxietate agresivă ca de pe capul partenerului tău de viață. Pentru a transfera un astfel de atac poate fi destul de dificil. Este important să înveți cum să te relaxezi și este mai bine să te raportezi doar la problemele de sănătate. Ești printre puținele reprezentante ale întregului cerc zodiacal pentru care nu numai că nu este interzis, dar chiar și o mâncare gourmet adevărată este recomandată. Desigur, acest lucru este mult mai bun decât discuții lungi la nesfârșită despre ceea ce este mai bun, deoarece este mult mai important să-ți permiți să apreciezi pur și simplu, să te bucuri de ceea ce mănânci, te simți excelent cu activitate standard, fără dietă și programe speciale. Ar trebui să dormi suficient și chiar să dormi periodic în timpul zilei pentru a te odihni suficient. Ți se recomandă doar exerciții ușoare. Destinul și norocul, ești printre puținii oameni care își creează soarta, în conformitate cu atitudinea ta față de lumea din jurul tău, vei avea parte de evenimente. Ce drum vei alege? Îndeplinirea poruncilor lui Dumnezeu, aducerea bunătății și bucuriei, atunci viața ta va fi calmă, vei putea să creezi condiții favorabile pentru tine însăți. Dacă ceea ce este negativ te va poseda, vei în tristare și nenorocire, te vei scufunda în abisul răului și al suferinței, viața ta nu va fi veselă, vei avea probleme continue și dușmani. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât îți îndeplinești datoriile karmice. O listă completă a acestora o poți afla pe astrograma natală. Poți obține beneficii în viață numai parcurgând calea binelui, arătând milă față de ceilalți. Ești capabilă să obții succes în muzică, teatru, artă, dacă vei urma calea evoluției, atunci după ce vei fi lucrat, îți vei fi îmbunătățit karma, vei putea să meriți tot ce este mai bun în viață. Sfaturi pentru tine, pentru a face viața ta mai armonioasă, ar trebui să depășești iritabilitatea, nu ar strica să acorzi mai mult atenție sentimentelor tale și să înveți să le exprimi. Răceala emoțională este potrivită la locul de muncă, dar nu și în viața personală. Lasă totul să meargă așa cum merge. Comentariile tale nu sunt întotdeauna apreciate. Urmează mai de schemarea inimii tale, respectând de dorințele altora. Unele secrete sunt mai bine să nu le dezvălui niciodată. Nu supraestima importanța lucrurilor lipsite de importanță. Încearcă să privește lucrurile mai simplu să te bucuri de lucrurile mici și să nu acorzi atenție oamenilor proști. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma. Pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest, atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.